Mi-a fost destul de dificil să aleg cuvântul de învățătură pentru astăzi, până la urmă a primat dorința de a continua ceea ce am început aseară, prezentând călătoria bisericii prin veacul Harului cu o lecție din istorie pe care Apostolul Pavel, probabil autorul către evrei, vrea să ne-o predea în ziua de astăzi. În Scriptură spune Roman 15:4 că tot ce a fost scris mai înainte a fost scris pentru învățătura noastră. Pentru ca prin mângâierea și nădejdele care o dau Scriptura, noi să avem nădejde. În 1 Corinteni 10:6, în capitolul 10, pilde din Vechiul Testament. Iar în versetul 6 spune că toate aceste lucruri au fost scrise pentru noi. Pavel vorbește evreilor de călătoria părinților lor, de modul în care Dumnezeu i-a izbăvit din robia din Egipt și în felul în care i-a purtat până în Canaanul pământesc făgăduit de Dumnezeu. Călătoria bisericii poate fi comparată cu această călătorie a evreilor. Vrem să respectăm comparația, paralela aceasta. Au ieșit evreii din Egipt și o întrebare legitimă pe care și-o pune orice drumeț, orice călător, este când ajungem la destinație. Eu am plecat de acasă și când am fost chemat la Roda și mi-au venit biletele, soția primul lucru a întrebat când vin apoi. Că e interesant în călătoria noastră când plecăm și când ajungem. Noi călătorim acum nu spre un Canaan pământesc, noi pornim spre cer, spre Dumnezeu, în raiul acela care ne așteaptă El. Și de multe ori în încercările vieții, prin necazurile care le trecem, din pură curiozitate câteodată, ne întrebăm noi, ne întreabă frață, ne întreabă cei din familie, ne întreabă adunările, când ajungem. Și tot mai interesante sunt acele subiecte care tratează problema cu venirea Domnului Iisus. Noi suntem în așteptare, fraților. Viața noastră e caracterizată de așteptări, dintr-o așteptare în alta așteptare. Și nu intrăm în discuția aceasta a așteptărilor. Dar peste toate așteptările noastre mărunte, noi avem și o așteptare mare. Așteptăm ziua când vine Domnul să ne cheme, așteptăm ziua când ne întâlnim cu El pe nori de slavă, așteptăm ziua când pașii noștri vor intra pe porțile de aur al Ierusalimului Ceresc. Dumnezeu să ne ajute să ajungem acolo. Și în așteptarea noastră să ne dea încă răbdare și pocăință și Doamne ajută la aceasta. Spuneam că Apostolul folosește aici metoda comparației. Prezentând nația evreiască cu Biserica Domnului, el spune că fiecare a fost cârmuit, condus de un conducător. Și face comparația aceasta între Moise și Domnul Iisus, face comparația între aceste două entități, poporul Israel și Biserica lui Dumnezeu, și compară cele două destinații, Canaanul pământesc și Canaanul ceresc, așa cum îl numim noi. Aș vrea să intrăm în cercetarea Sfintelor Scripturi și să vorbim încă o dată de izbăvirea evreilor din robia egipteană. Lucrul acesta s-a întâmplat la vremea potrivită. Când Avraam, știți dumneavoastră, a adus acele jertfe Domnului, a venit un somn adânc peste el, păsări de pradă s-au năpustit asupra jertfelor, Domnul se prezintă lui Avraam și îi spune hotărât lucru, poporul acesta va fi rob în Egipt 400 de ani. Ei au stat 430 de ani, dar robi au fost numai 400 de ani. În vremea lui Iosif n-au fost robi. Și acum, când predică Ștefan în Fapte, capitolul 7,
versetul 17, el spune, se apropia vremea când Dumnezeu trebuia să împlinească făgăduințele făcute părinților noștri. Vreau să vă spun tuturora, Dumnezeu are un timp pentru orice lucru. Eclesiastul 3 spune, fiecare lucru de sub soare își are vremea lui. Și dacă noi avem diferite stări sufletești, avem diferite necazuri, avem diferite probleme, avem diferite bucurii, așa cum ne le dă Domnul, să știți că Dumnezeu are o vreme și un timp pentru fiecare. Cuvântul Domnului spune că oamenii zăceau în cel rău. Păcatul a întrerupt părtășia dintre oameni și Dumnezeu. Dar la împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis în lumea noastră pe Fiul Său, pe Domnul Iisus, care s-a făcut urzitorul unei mântuiri veșnice. Dumnezeu lucrează după ceasul Lui. Eu am trebuit să prezint într-o tema conferinței ceva de venirea Domnului și cuvântul Domnului spunea în 2 Petru capitolul 3 ce fel de oameni ar trebui să fim noi așteptând și grăbind ziua venirii lui Dumnezeu. Și la versetul ăsta m-am împotmolit și n-am știut cum să o scop la capăt, pentru că versetul acesta sugerează ideea că noi am putea grăbi venirea Domnului. Și unii spun, noi putem grăbi venirea ducând Evanghelia, când Evanghelia aceasta va fi vestită până la mare de pământul, atunci va veni Domnul. Și alții spun categoric că noi nu putem grăbi venirea Domnului, că Dumnezeu are ceasul Lui. Spune vulpi aceleia, lucrez azi și mâine și a treia zi mă odihnesc, că Dumnezeu are planificarea Lui făcută și nu schimbă cu nicio secundă. Și când m-am împotmolit acolo, cum adică am putea noi grăbi venirea Domnului? Am un prieten în Grecia care vorbește bine grecește, îi prezbiter acolo. Și a spus, frate Ghiță, cum scrie în original, în limba greacă? Și apoi l-a stat, a vorbit-o cu frate și spune, măi, în traducerea, am vorbit cu greci original de acolo, în traducerea ar fi înțeles că cineva așteaptă, iar alții se grăbesc să ajungă la el. Așteptând și grăbindu-vă, spunea el, că Dumnezeu ne așteaptă, iar noi trebuie să ne grăbim înspre El. Și am spus, Domnule, sunt în dificultate cu tema conferinței de aici. Eu cred că Dumnezeu are vremea Lui. Și am multe mărturii că Dumnezeu are ceasul Lui și că Dumnezeu are vremea Lui. Și acum vine Scriptura și spune că la vremea hotărâtă, în ziua a 10-a din luna întâia, să ia un miel, să-l pună deoparte, până în ziua 14, aceasta a fost vremea hotărâtă de Dumnezeu. Când vorbim de izbăvirea evreilor din Egipt, s-a făcut la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Că rețineți un gând, în Apocalipsa spune bisericii, vei avea un necaz de 10 zile. Și eu am spus, da, dacă ăștia posteau și se rugau, era necazul numai de 9 zile? Când vorbeam odată despre ceasul încercării noastre. Dumnezeu are ceasul Lui, are vremea Lui. Și după 400 de ani negreșit, n-au strigat evreii destul, n-au fost bătuți destul, n-au muncit destul, n-au fost călcați în picioare destul, dar Dumnezeu a spus, după 400 de ani îi voi scoate din Egipt. Haideți să respectăm ceasul lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne dea răbdare pentru aceasta. Dumnezeu folosește semne și minuni. Alege un conducător pe Moise, îl alege pe Domnul Iisus, nu repet gândul acesta. Dumnezeu folosește minuni. Aduceți-vă aminte de mâna plină de lepra lui Moise, aduceți-vă aminte de toiagul prefăcut în șarpe, aduceți-vă aminte de cele 10 urgii când Dumnezeu s-a judecat cu zeii Egiptului. Fraților, Dumnezeu folosește minuni și în ziua de astăzi. Eu am spus și pentru mine o mare minune este când un om păcătos se întoarce la credința în Domnul Iisus. Am multe exemple, aș putea vorbi mult în privința aceasta. Doar unul spun că la noi în sat era un frate, nu un frate, un om nepocăit, nevastă pocăită, ceva fete pocăit, băieți nepocăiți. Omul ăsta eu în viața mea nu l-am văzut niciodată treaz. Eu nu știu cum arată omul ăsta treaz.
cu geanta în mână, dintr-un șanț în altul, venea de la servici, când ajungea acasă era zbir, leu, paraleu, dormea nevasta, fetele prin porumb, veneau dimineața, așa era el de rău. Și am făcut o săptămână de evangelizare și a venit fratele Ionică Bergi la Bistrița, au predicat, și într-o sâmbătă seara a întrebat dacă cineva se hotărește, el era acolo, începe a plânge și o spus că se hotărește. Eu eram după amvon și atâta mă gândeam, oare e treaz sau e beat? Asta era în mintea mea, ăsta cred că e beat. Că am văzut că plânge și o ridicat mâna, primul care n-o crezut am fost eu. Fraților, omul ăsta a venit și a doua zi duminică dimineață și a venit și duminică seara și a tot venit la adunare. Îmi spunea cineva că el era atunci în concediu, lucra la combinatul de prelucrare a lemnului în Suceava și când o găta concediu și a plecat acolo, când l-au văzut ăștia pe Mitruță, cu sticlă, cu pahare, au venit. Și el a zis că nu, că eu m-am pocăit. Îmi spunea cineva, așa râdeu aceea, de nu mai puteau, Mitruță pocăit. Și Mitruță a rămas pocăit. Și Mitruță a primit botezul în apă și Mitruță a fost botezat de Domnul cu Duhul Sfânt și Mitruță iese la învon și predică Evanghelia. Și nu o predică așa ca mine, cu rutină. El ies în fața amvonului de multe ori și întâi plânge câteva minute, plânge și adunarea tace și așteaptă până termină fratele Mitruță de plâns. După aceea începe să predice și eu știu de ce plânge. Nu este asta o minune? La noi în sat avem multe minune. Când o familie, când o femeie s-a pocăit, bărbatul a bătut, a fugărit, a scos de acasă, a prigonit și la urmă i-a otrăvit mâncarea. I-a pus o travă mâncare ei și la copii și nu au avut nimica. Când restul la mâncare le-a aruncat la animale și animalele au murit, ea o lua și o dus ceva la analiză și o spus, domnule, ce ai dat la păsări și la astea să mănânce? Păi niște resturi de mâncare, dar voi ați mâncat, de aici am mâncat. Păi mâncare otrăvită. Și omul ăsta trebuia să facă pușcărie și nevasta l-a iertat. Eu pe omul ăsta îl țin minte când cu pielea goală, cu toporul în mână, fugea după cineva. Și odată predica la noi fratele Virgil Neagu. Și avea el o predică despre spontaneitatea Duhului Sfânt. Că Duhul Sfânt n-are cutiuțe, șabloane și slujbe cum le punem noi. Că Duhul Sfânt face ce vrea și când vrea el. Și în timp ce predica fratele Virgil, se ridică omul ăsta, era la evangelizare. Și spune, stai așa, băi, oprește. Întrebați-l, Virgil. Oprește așa. Virgil a rămas, a oprit. Și omul ăla se ridică, băi, oameni buni, voi mă știți pe mine, hai lăsați-mă să fiu și eu pocăit cu voi, că nu știați să hotărască, vreau să mă pocăiesc. Și a mai revenit fratele Virgil. Și a început iară să predice, să ridică un băiat tânăr, stai așa frate, stai, că și eu mă hotărăsc. Și în timpul predicii, în timp ce fratele Virgil predica, l-au întrerupt de 6 ori, 6 persoane s-au hotărât, fără chemare. Ei, de atunci omul ăla e pocăit, o lua botezul, Domnul a făcut un om de nădejde, se roagă în adunare, cântă în adunare, nu este asta o minune? Amin. Dumnezeu care a scos pe evrei din robie, o folosi multe minuni. Minuni folosește și acum. Minunii când Domnul vindecă trupurile bolnave. Minunii când Domnul eliberează pe cei stăpâniți de diavolul și sunt martori la multe lucrări din acestea, în care, pentru că boala actuală, și nu știu de ce la noi, îi depresia, îi stresul, descurajarea, teama. Frații mei, surorile mele, noi suntem copiii lui Dumnezeu. Dumnezeu e Tatăl nostru. Și nu-i nimeni mai puternic ca Tatăl nostru. Și atunci de ce să ne temem? N-are Dumnezeu o bucată de pâine în Spania pentru noi? N-are Dumnezeu o casă să ne odihnim, să ne creștem copiii? Pâinea noastră nu-i la spaniol, fraților. Mi-aduc aminte odată că o tânără a venit la mine și a spus, frate, lucrez la un patron împreună cu o fată pocăită și patronul îmi face avansuri, domnule, se dă la mine. Cred că fata aceea deja s-a dus cu el. Ce să fac? Băi, lasă de lucru. Frate, dar unde mai lucrez că nu mă angajează nimeni? Băi, copilul, uite la mine. Pâinea ta nu-i la patron, nu-i la austriac. Pâinea ta e la Dumnezeu. Că noi spunem pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă azi, spune-ți rugăciunea Tatăl nostru, că acolo-i prinsă pâinea ta și pâinea casă tale și Dumnezeu îți dă felia de pâine în fiecare zi. Și atunci de ce să ne temem? Și când venim și ne rugăm pentru cei care au probleme cu depresie și Dumnezeu îi eliberează, se înseninează și merg mai departe în pocăință, nu-i o minune asta? Eu aș dori ca Domnul să mai facă minuni și între noi, frate.
Și apoi cuvântul Domnului spune că Dumnezeu i-a scos printr-un conducător. Dumnezeu a folosit minuni acolo. Dumnezeu a așezat o rânduială între evrei. Când le-a spus, păstrați mielul până în seara a 14-a, între cele două seri să junghiați mielul și cu sânge să ungeți ușorul de sus și pragurile pe ăla de jos să nu puneți, să nu călcați în picioare. Fiecare evreu să-și adune casa și copiii și familia să stea în cort, că pe la miezul nopții, îngerul cu sabia muiată în sânge urca prin delta Nilului la deal. Și spune Biblia că în toate casele egiptenilor și în palaț, aprind lumini, întâi născuți de la dobitoc până la oameni, toți mor. Numai în Gosem nu era niciun schelălăit de câine. Era o liniște și o pace de plină. Dar Dumnezeu a pus rânduială acolo. Că dacă mergem comparând biserica, eu spun tuturora că Dumnezeu este un Dumnezeu al rânduielii ca în toate bisericile sfinților, amin? Nu fugea îngerul Domnului după ieșurum, știți poezia, să-l bagi în colibă, că ăsta nu stea acasă, că umblă pe drumul, nu. Nici măcar îngerul se pare că n-avea curiozitatea să verifice ce fac evreii, să dea ușa cortului la o parte, să văd cântă, să roagă. Nu era treaba îngerului. Treaba îngerului era să se uite la sânge. Ce era înăuntru, îi treaba lui Dumnezeu. Noi ne aflăm acum sub pecetea sângelui Domnului Iisus. Nu-i treaba îngerului. El se uită că suntem sub pecetea sângelui și ne ocrotește. Am aici o nedumerire. Spune că sângele acesta era un semn. Sângele era un semn pentru îngeri. De ce îngerii lucrează cu semne, se iau după semne? Chiar credeți că îngerii nu știu carte? Nu putea Dumnezeu să-i dea un tabel și spună seminția Ruben, Iuda, Simeon, Isahar, Zabulon, Gad, Neftali, ăștia, domnule, citește, strigă și ocrotește. Dar nu a făcut Dumnezeu. Le-a dat un semn. Acum, apropo de întrebările de ieri, spune Biblia că din pricina îngerilor, femeia trebuie să aibă un semn al stăpânirii. Eu nu vin cu rânduiala de la noi la adunare, că nu o primiți nici pe ea și nu m-au mai primit nici pe mine. Eu am spus la noi, toate surorile sunt cu batic gros, așa, legat în față și nu-i niciuna altfel, nici o fetiță adusă la binecuvântare, dacă vrem. Eu nu vin cu rânduiala asta, dar trebuie să aveți un semn al stăpânirii, să aveți al stăpânirii voastre. De ce lucrează îngerii cu semne? Nu știu. Nu știu să-i explic. La Sfântul Ilie era repetiție de cor, au cor mare de 100 de persoane. Și era fratele Vasile Lungu, om de ordine. Ăsta a fost de toate. Și bătăuș, și tăia de cuțit, și fotbalist în divizia A, și pușcăriaș. Acum s-a pocăit și era de ordine. Și în timp ce era repetiție de cor, vine o soră tânără. Nu mai putea trage aerul, sufla greu cu poșeta în mână și ăsta spune, iese, ce-ai pățit, măi, față, ce? Frate Vasile, a fugit un golan după mine să mă prindă. Vasile se uită așa și spune, măi, dacă aveai batic pe cap, îngerul Domnului te ocrotea, că ea n-avea. Dar ea spune, nu-i de asta. Apoi, dacă nu-i de asta, du-te și mai dă vă două turi ca să te înveți minte că e de asta, știi? Cunosc o familie din Italia, din Roma, dacă vreți îi spun numele. Era, acum s-a mutat în Suceava, s-a mutat cu toată familia, au venit în Suceava, locuiesc în Dumbrăvin, dacă nu le spun numele, că îl știu foarte bine. Sora era acasă și pe când era sora acasă, dar avea o pocăință așa cum o avem noi câteodată. Mai merg la adunare, mai lipsești nu știu câte duminici, bate îmbrăci cuvincios, bate îmbrăci ca lumea, ba, așa, căldicel, știi? Și la un moment dat, spunea sora asta, a venit diavolul în fața ei, o apariție hidoasă, înspăimântătoare, și a spus, am venit să-ți iau viața, dar pentru că ai fost dusă la binecuvântare și sunt mijlociri pentru tine, n-am ce să-ți fac, dar mă duc să-l omor pe bărbatul tău. Sora asta spunea, măi, eu când am văzut cu ultimele puteri, așa că era o groază, am spus, sângele Domnului să te mustri. La care diavolul îi spune, care sânge?
că tu ai, și eu spus exact, avea ani de zile de când nu te-ai împărtășit cu sângele Domnului. Pentru mine asta a rămas o întrebare. Eu merg prin adunări și-i cina Domnului și mă împărtășesc. Și mă duc acasă și uit la nevastă și spun, măi, nevastă, azi am luat cina. Sau să spun la comitet. Dar uite că Dumnezeu știe când ai luat cina și diavolul știe. Păi spune, care sânge? Tu ai și eu spus exact atâta de când nu te-ai împărtășit. Și în momentul acela a dispărut diavolul, ea se duce în bucătărie să pui mâna pe telefon. Și îmi spunea sora, frate, în ușa bucătăriei era un înger puternic, strălucitor. Mi-am dat seama că e îngerul Domnului și am vrut să-i spun ceva. Și el mi-a spus, acoperă-ți capul, n-am voie să vorbesc cu tine. Și i-a pus mâna pe telefon și l-a sunat, măi, la bărbatul ei, ai grijă. Și el spune, lasă-mă în pace. Și eu, că acum ea într-o intersecție, într-un sens giratoriu, eu aveam prioritate, a venit un tir să treacă peste mine. Nu știu, numai Dumnezeu m-a scăpat. Nu știu de ce îngeri ăștia lucrează așa cu semne. Revin la textul de care vorbeam. Și era acolo un gosemn, niște semne. Sângele e un semn pentru îngeri. Dumnezeu o hotărât la rânduială în seara aceea. Și a spus în tabăra lui Israel, asta e rânduiala. Și în biserica Domnului este o rânduială. Nu face fiecare cum vrea. Mi-aduc aminte că la noi, care suntem o biserică conservatoare, au venit frați mai târziu din sat, oameni, fete, băieți, s-au pocăit și le spunea fraților, prea ne țineți așa cumva strâns. Uitați-vă cum e acolo, uitați-vă cum e acolo. Și s-a ridicat fratele Ieremia în picioare. Omul ăsta a fost 35 de ani prezbiter. O lăsat acasă 10 copii și o plecat în pușcărie pentru credință. Când a venit șeful de post să-l aresteze, șeful de post, Afrasin, îl chema, îi spune, Bad Ion, trebuie să spun cătușele, dar mi-e rușine să te duc cu cătușul prin sat, hai că ți-l pun la post, hai așa pe lângă mine. Și l-a dus, o lăsat copiii, o făcut pușcărie. Și acum fratele Ion s-a ridicat și a spus, măi, oameni buni, eu m-am pocăit din tinereța mea. Înainte de a mă căsători, eu m-am pocăit, am venit la adunare, am găsit niște frați bătrâni aici, mi-au plăcut felul lor și m-am hotărât cu dânșa. Voi ați venit mai târziu, unul câte unul tot ați venit și v-a plăcut cum suntem noi și ne-ați găsit așa și ați spus că-i bun și ați venit că-i bun așa. O mai trecut câțiva ani și spuneți că nu-i bine la noi și spuneți că să ne schimbăm noi, apoi eu nu mă schimb după voi. Voi aici ne-ați găsit, așa ne-ați găsit și așa rămânem noi. Noi nu ne schimbăm în pocăință și voi faceți ce vreți. Știți? Dumnezeu are modul lui de a lucra cu noi. Are felul lui de a lucra cu noi. Să nu ne temem niciodată de prea multă smerenie și de prea multă pocăință. 35 de ani a lucrat la CFR-ul, 10 ani a reparat locomotive. Locomotivele astea sunt mari, 22 de metri au de la tampon la tampon. Și au niște șuruburi mari, așa că puneam o cheie de 75 și cu o țapă de 2 metri strângem șuruburile. Și când venea peste o lună, tăte jucau așa. Dacă un șurub, un bulon, uitam să-l strâng peste o lună, nu mai era deloc, trebuia să o duc la reparat. Acum noi în adunare, ca și conducere, mai strângem șurubul pe aici, pe la batic, pe la fustă, pe la instrumente, pe la negative, pe la... ne mai strângem, că ele de la sine mai cedează, așa. Nu-l strângem nici ca să rupem, că avem simț totuși, așa. Dar mai strângem un pic lucrurile, că ele își dau drumul de la sine. Hai să vorbim de ieșirea evreilor din Egipt. Dumnezeu a ales o vreme, le-a ales un conducător, o folosit minuni, o pus o rânduială și Dumnezeu, spuneam aseară, l-a trasat un drum, l-a croit o cale, a spus, nu, pe aici voi trebuie să mergeți. Rețineți un gând, frații mei, în călătoria lor evrei au întâlnit mari obstacole pe care ei ca și oameni nu le puteau trece, ca așa le întâlnim și noi în viața de pocăință. Dar Dumnezeu este Cel care a dat la o parte toate obstacolele. Cât de isteți trebuiau să fie evreii ca să poată despica Marea Roșie? O puteau despica? Sau ca să facă să cadă zidurile Ierihonului? Puteau vreodată face asta? Niciodată. Dar ce nu puteau face evreii, o făcut Dumnezeu.
în călătoria bisericii, prin viacul ăsta al harului, ce nu pot face eu și nu poate face casa și familia mea, face Dumnezeu. Greutățile mari, problemele mari, în drumul ăsta care l-a trasat, el despică marea, el oprește Iordanul să nu mai curgă, el mută munții, că el e Dumnezeu. Și puterea este a Domnului, amin? Asta face Dumnezeu când îi scoate pe evrei de acolo. Dar acum, urmează un alt gând care l-am numit eu rătăcirea evreilor. Evreii, frații mei, practic, n-au rătăcit prin pustie, așa cum am gândit eu întotdeauna, că n-aveau cum să rătăcească, că evreii erau călăuziți de un nor și de un stâlp de foc. Dacă evreii ar fi mers în linie dreaptă așa cum au plecat, cum au plecat ei până în peninsula Sinai, erau 320 de kilometri. Calculați cât trebuiau să facă ei, 320 de kilometri. Dar vine Scriptura în Numeri, capitolul 33, și spune că ei au plecat din Ramses și au luat-o bine spre Canaan și au tăbărât la Sucot. Au plecat din Sucot și au tăbărât la Etam. Din Etam s-au întors înapoi, îngerul mergea înaintea lor, îngerul mergea așa, ei mergeau după stâlpul din nor și după stâlpul de foc. La un moment dat stâlpul de foc o ia înapoi. Ce călăuzire e asta? Și s-au întors înapoi la Pi-Hahitirot, față în față cu Baal Zefon, la Megidol, în fața mării. De ce i-a întors Dumnezeu înapoi? Că ei mergeau bine înainte. Dumnezeu deodată îi întoarce înapoi. Nu ne încape vremea să vorbim de călăuzirea lui Dumnezeu. Evreii umblau călăuziți de Dumnezeu, din loc în loc. Când se ridica slava de pe cort, mutau cortul. Câtă vreme sta slava acolo, ei stăteau acolo. De ce Dumnezeu i-a întors înapoi? Apropo de călăuzirea noastră. Când vorbeam de călăuzire, Domnul are metode de călăuzire. El ne călăuzește prin Scriptură, cuvântul tău, da? El ne călăuzește prin Duhul, Psalmul 143, versetul 10, Duhul tău ce bun să mă călăuzească pe calea ta cea dreaptă. El ne călăuzește câteodată prin împrejurări. Prin împrejurări. Scrie Deuteronom 32 cu 11 și 12. Așa ca vulturul, care scutură pui și își poartă pe aripile sale, versetul 12, așa călăuzi Dumnezeu pe poporul său. Dau un exemplu numai de călăuzire. Spunea Domnul, duceți-vă în toată lumea, propovăduiți Evanghelia la orice făptură și la adunare din Ierusalim era tare frumos, mai frumos ca la voi și mai frumos ca la noi. Gândiți-vă că la o adunare din Ierusalim se ridica Petru și predica. Voi ați avut predicatori, am auzit că ați avut invitați, oamenii lui Dumnezeu, Domnul să-i binecuvinteze, dar ați avut unul de talia lui Petru? Să ridică Petru și predică, fraților, știți ce senzație ai când umbli pe mare? Când pășește aha peste valuri și le explică el la frați, ăia stau cu gura cascată, tăi. Și apoi să ridică Ioan și spune, în noaptea cinei, eu mi-am plecat capul pe pieptul lui. Este cântarea, fericit apostol al iubirii, nu știu dacă o știți. Oare ce ai putut simți în clipa aceea? Căci apoi tu cât ai mai trăit, numai despre dor și duioșie și numai despre dragoste ai vorbit. Le predică Ioan, le predică Iacov, le predică Andrei, Bartolomeu și ceilalți. Și când li se face foame, se duc acolo într-o parte și vine Prohor și vine Nicanor și cu polonicul îi dă mâncare și îi mănâncă bine, hai la rugăciune iară. E mai frumos ca la Roda. Ce sfinți, ce proroci, ce apostoli. Dar cum facem cu versetul acela care îi spune duceți-vă în toată lumea? Îți mai vine să te duci undeva? Noi avem o adunare mare, fraților. Și avem aproape tot ce ne trebuie în adunare, așa. Dar ne mai ocupăm de adunări mai mici. Și apoi când trimite câte un frate, măi frate, du-te tu la podieni. Te spune, mă duc. Nici unul cu bucurie, la podieni, la rotunda, câteți aici avem cor bărbătesc, avem orchestră, avem musafiri în continuu, e mai frumos ca la noi. Și cine se lese adunarea din Ierusalim îl duc acolo?
dar spune fapte 8 că s-a stănit o mare prigoană. Și tot s-a împrăștiat. Și a ajuns Filip în Samaria și predica Evanghelia. Omul ăsta era diacon, până atunci număra polonicile și castroanele, să nu lipsească. Dar când ajunge în Samaria, Dumnezeu face minuni și semne prin el. Nu e o călăuzire prin împrejurări. I-a stârnit Dumnezeu așa. Eu am fost în Pamplona, aici în Spania, la rezervația aia de vulturi, mii de vulturi. Am văzut vulturi care aveau avengură așa de 3 metri și ceva, care au cuiburile cățărate în stânci. Și îmi spuneau cei de acolo că vulturul, dacă vrei să-l fugărești la deal, îl prinzi. El în deal nu poate să zboare că nu-și face elan. Numai dacă e în valea, pus aruncă și își dă drumul. Își dă drumul de pe vârful stâncilor și zboară. Pui de vulturi sleneș. Spun oamenii de acolo, cercetători. Și când ei nu vor să zboare, vine vulturul și le strică cuibul. Ia cu ciocul și le strică cuibul. Și după ce le strică cuibul, pui rămân în aer și zboară. Și vulturul se așează sub ei, îi ridică la înălțim și iar le dă drumul. Și când vede că obosesc, iar îi ridică. Lecții de zbor. Așa spunea Moise, ca vulturul care scutură cuibul și își poartă puie. Așa face Domnul cu noi. Câteodată suntem comozi, ni cald, servici bun, bine în familie, bine la adunare și vine Domnul și ne scutură cuibul. Și ne-a scuturat cuibul de prin România și ați ajuns la rod aici, cu o traistă în băț și cu nimic, cu familia după voi. Doamne, depind de tine, Doamne, ai milă, că în România n-am la ce să stau. Și alții sunt năcăjiți acolo, unii sunt năcăjiți aici, așa cum dă Dumnezeu. Nu vă judec că ați venit aici, dar gândiți-vă că Dumnezeu v-a adus cu un scop aici. Nu ca să vă cumpărați 7 terenuri în România și vă faceți 2 case în cuietni în care nu stă nimeni, mai sterge mama fereștere. V-a adus aici să fiți lumină. Aici sunt sute și mii de români care nu-L cunosc pe Domnul, chemați-i la pocăință. Aici sunt spanioli care trebuie să vadă în voi lumina. V-a călăuzit Domnul prin împrejurări, v-a scuturat cuibul și v-a purtat pe aripile Lui până în Spania. E călăuzirea Lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie lăudat. Amin? Și apoi vine Scriptura și spune că i-a întors înapoi, i-a trecut prin Marea Roșie ca să-i boteze, botezul a fost în mintea lui Dumnezeu și i-a botezat în mare pentru Moise și i-a dus în pustiu. Frații mei, fiecare din noi are pustiul lui. Și evreii au trecut prin cel puțin 3 locuri pustii. Pustia Sin, pustia Sinai și pustia Cades. Toate 3 au ceva specific, dar Dumnezeu te trece și prin tine printr-un loc pustiu, ca să dobândești o experiență a pustiului. De aceea nu te întreba, Doamne, dar eu mergem bine, de ce m-ai întors înapoi? Că au vrut un copil să dea la o școală, s-a pregătit și i-a spus Duhul Sfânt, nu da acolo, dă la școala cealaltă. Și-o dat la cealaltă și nu a reușit, a căzut. Și spune, ce călăuzire, de ce am ajuns la pustiu? Că un băiet a vorbit cu o fată de care îi plăcea, sau mai că se îndrăgostise. S-a dus înaintea Domnului și a spus, Doamne, voia ta, și îi spune Domnul, nu, nu-i ajutorul tău. Și spune, măi, fată, n-am ce-ți face, trebuie să ne despărțim, dă mâna, rămânem prieteni, fata se mărită, are familie, are copii și el e tot ninsurat și nu se mai leagă de niciuna. Și mă întreb, dar de ce nu a trecut Domnul prin pustie pe aici? Și așa e și cu serviciu, și așa e și cu multe lucruri. De ce? Dacă aveam un drum bun, un gând bun, vine călăuzirea Domnului, mă întoarce și mă duce la pustiu. Toți oamenii mari ai Evangheliei au trecut prin pustiu. Moise a avut parte de pustiu, Ilie a avut parte de pustiu, Domnul Iisus a avut parte și tu treci prin pustiu. Pentru că a spus Dumnezeu, evreii spricoși. Evreii ăștia au fost numai rob, numai bătut, ei știu să frământi lei și să facă cărămizi. Nu-i dau pe acolo să vadă războiul, scrie în Biblie. Am să-i duc prin pustiu întâi să se întărească, să prind un pic de curaj. Pentru că pustia este locul unde Dumnezeu îți testează puterea. Să vadă cine ești, cât de tare. Și pustiu este locul în care Dumnezeu îți dă putere. Pustia este locul unde înveți răbdare. Câte privațiuni! Credeți că le-a fost așa de ușor la evrei?
când a trecut Marea Roșie și au mers prin pustie 3 zile, femei gravide, oameni cu copii în brațe, colbăiți de pe nisip, de pe acolo, flămânzi, însetați, ajung la Mara și când ia apă să-l bei, apele erau amare. Credeți că le-a fost ușor asta lor? Nu le-a fost ușor. De ce i-a trecut Dumnezeu? Ca să-i învețe răbdarea. Și Dumnezeu ne ia dintr-un loc binecuvântat și ne duce în pustiu. Călăuzirea Domnului ne duce în pustiu. Stâlpul de foc se întoarce și spune, vine după mine. Și mă duce în pustiu, aici, în Spania. Și mă întreb, de ce, Doamne? Ca să mă învețe răbdarea. Ca să mă învețe să-mi dea speranță. Că se uitau evreii ăștia printre corturi, peste dune și au spus, cât mai ține pustiul ăsta? Într-o zi se va termina și vom ajunge în Canaan. Să ne dea Domnul nădejdea asta. Vrea Domnul să ne învețe. De aia e bună pustia. Ca să ne învețe ce înseamnă a iubi dezinteresat. Că dacă evreii îl iubeau pe Domnul în Canaan, îl iubeau că aveau fântâni cu apă și cetăți. Aveau vii și smochini, stătea la umbra măslinilor. Psalmistul 116 spune în versetul 1, iubesc pe Domnul că îl aude glasul meu, cerile mele. Dar acum spunea un frate, dar dacă nu mă aud odată? Îl mai iubesc pe Domnul? Ei bine, evreii trebuiau să-L iubească pe Dumnezeu cu ce aveau. Doamne, eu Te iubesc, inima îmi spune din partea Ta, caută fața Mea și fața Ta o caut, Doamne. Să căutăm părtășia cu Domnul. Cineva spunea că noi căutăm mâna Domnului. Dă-ne, dă-ne, ajută-ne, ridică-ne, întărește-ne. Dar Domnul spune, caută fața Mea. Și evreii îl iubeau pe Domnul dezinteresat, săraci, flămânzi, însetați. Noi îl iubim pe Domnul. Să ne ajute Domnul. Și ne învață dependența de Domnul. Spunea Domnul Iisus, despărțiți de mine, Ioan 15, nu puteți face nimic. Pustia a fost, am numit eu, luna de miere. Acolo nu mai erau străini, nu erau alții bovnici, nu era nimeni, era luna de miere. Și apoi Dumnezeu în Deuteronom 32 spune, l-am găsit în pustiu, l-am ocrotit, ca pe o mireasă luat-o de acolo. N-avea rival acolo Dumnezeu, era părtășie El cu Dumnezeu. Știi că în pustia asta te îndrăgostești la urmă de Dumnezeu? Vezi că depinzi de El, vezi ajutorul lui Dumnezeu. Și dragostea ta pentru Dumnezeu crește mai mult. Dumnezeu să ne dea putere, amin? Dar gândul meu, dacă vreți titlul predicii mele, că spuneam că evreii nu rătăci prin pustie, că evreii erau călăuziți prin pustie, dar vine versetul 10 care l-am citit și în versetul 10 spuneau așa, de aceea m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor. Evreii au rătăcit, dar au rătăcit în inima lor. Dacă ar fi să dau un titlu predicii, eu nu dau, la predici nu le dau titlu. Acum am început să le dau și să vă spun de ce. Am predicat de multe ori, de exemplu în Biserica Betel Arad am predicat de 80 de ori până acum. Ei, eu nu dau titlu, dar frații mă înregistrează și dau titluri. Și dau niște titluri de mămin și eu ce titluri pun. Și mă întrebă ce am vrut eu să spun în asta. Odată am predicat din Zaharia 1 cu 18, am văzut 4 ferari care au venit să taie coarnele și cine m-a pus pe mine pe internet, audio, mi-a dat un titlu, ferar pentru tăiat coarnele. Nu era cel mai sugestiv, dar am spus, lasă-l așa. Acum cineva m-a preluat, eu nu știu să umblu pe internet, copiii mi-au spus. Și a pus alt titlu, ferar pentru tăiat lemne. Și acum când aude cineva, ferar pentru tăiat lemne. Și predică ea asta. Și am spus, mai bine dau eu titlu decât să-mi dea alții greșite. Dacă ar fi să dau un titlu predicii, eu aș numi predica rătăcind prin pustia inimii. Că evreii au rătăcit în inima lor. De aici a început. Ei mergeau pe drumul acela trasat de Dumnezeu. Dumnezeu le-a dat la o parte toate greutățile, toate obstacolele. Dar vine versetul 10 și spune, da, ei au rătăcit, dar au rătăcit în inima lor. Și au făcut un prim pas deoparte. De la traseul dat de Dumnezeu, au călcat odată lateral. Vorba noastră a românilor, o luat-o pe arătură. Care a fost primul pas greșit? Vorbeam de Rifidim. Ajung acolo la Rifidim,
apele amare, se întâmplă ce se întâmplă, poporul însetat se uită împotriva lui Moise, îl judecă în mintea lor și când poporul tânguie acolo, când copiii scânceau acolo, văd că vine o armată, Amalec îi înconjoară. Și în Exod capitolul 17, cu versetul 7, evreii pun o întrebare. Oare Dumnezeu mai este cu noi? Mai este Dumnezeu în mijlocul nostru? Îndoiala, necredința, a fost primul pas în rătăcirea lor. Fraților, eu vă întreb, când aveți bolnavi în casă, Dumnezeu mai este cu voi? Și când vă dă afară din servici, Dumnezeu mai este cu voi? Și când aveți probleme chiar în adunare și cineva se ridică împotriva ta și te face de nimica, Dumnezeu mai este cu noi? Amin. Și au apărut problemele astea, flămânzi, istoviți, însetați, atacați de Amalec și evreii au spus, oare Dumnezeu mai este cu noi? E primul pas a îndoielii, desnădejdea. Cântarea veche spunea, e viermele ce roade la rădăcina ta, dușmanul cel de moarte numit desnădejdea. Nu știu dacă știți cântarea. Când vrei a ta rugă în odăița ta, prezentă și desnădejdea. Și începe a-ți arăta ce mare vina și spune, nu te mai ruga. Asta e desnădejdea, că ai greșit, că ai căzut, că ai păcătuit, vine desnădejdea. Dar ultimul vers a cântării spunea, dar viermele ce roade la rădăcina ta, învins a fost de Domnul pe cruce că răbda. Să ne dea Domnul nădejde în ziua de azi. Dacă cineva a căzut în desnădejde, în neîncredere, în îndoială, în necredință, hai pe calea Domnului înapoi în ziua de azi. A venit diavolul în grădina Eden, tot fel de copaci, îmi imaginez, frumos, flori, și a venit și el cu un pumn de sămânță și o aruncat acolo. Și sămânța asta tare o mai încolțit. Și a spus diavolul către Eva, oare, a zis Dumnezeu, și oare acesta face victime până în ziua de azi? Să dispar familii, oare nevasta mi-e fidelă? Oare bărbatul mi-e credincios? Oare păstorul are dreptate? Oare comitetul așa? Oare? Și sămânța îndoielii aruncată de diavolul o crescut și o înflorit și o ajuns până aici. Dacă îi careva pe punctul de a se abate de pe calea Domnului, de lângă stâlpul ăla de foc care ne călăuzește și o căzut în necredință, haide să ne întoarcem înapoi. Amin? Urmează un alt pas greșit făcut lateral, stări sufletești nepotrivite, apar la evrei nemulțumirea. Sunt aici frați care sunt nemulțumiți? Sunt surori nemulțumite? Aveți așa un sentiment de nemulțumire? Eu am o predică specială de mulțumire, nu predicăm azi. De mulțumire, de nemulțumire, dar dacă sunt din aceia care sunt nemulțumitori, să se pocăiască azi. Că eu am spus trei stări care sunt ca trei surori, așa. Una mai mică, una mai mare și una mai mare. Prima surioară mai mică e nemulțumirea. Tot stau așa și nu-mi place cum predică, o predica prelung, nu? Nu e așa că predic prelung. O predic, o cântat, o striga pretare. Mie nu mi-a plăcut că negativul a fost la pretare. Am spus negativul la voi, chiar e negativ, nu se joacă. Nu-mi place cât e ceva. Ei, dar nu rămân la nemulțumire, că vine sorța, ai mai mare, cârtirea. Știți că evreii au cârtit? Și dacă aș ține nemulțumirea în mine, n-ar fi bine. Dar tot e mai bine decât cârtirea. Dar încep să-i spun, ui la ureche, bă, da, ăsta așa, da, ăsta așa, dar tu ai văzut, să vezi pe hol acolo, discuții, la urmă. Asta e cârtire, e sora mai mare. În Evrei 11, nu, în Numeri, capitolul 11, spune, parcă în versetul 4, dar de la 1 începe nemulțumirea. Adunăturii de oameni din tabăra lui Israel, ba chiar și copiilor lui Israel, le-au venit poftă. De ce le-au venit poftă? Le-au venit poftă de praj, de sarmale, de usturoi. Nu, dar poftă de cărămizi nu le-au venit? Poftă de bici nu le-au venit? Poftă de legea aia aspră să arunci copilul în Nil? Aia nu a venit? Când se pocăiește câte unul și după ani de zile încă mai are naș, mai are cu mătri, mai are câte o poftă să bei o bere, a, că-i fără alcool, mai are câte o poftă să asculte muzică populară, nu? Dar din lume numai asta ai avut, dar atât rău din lume, nu? Și biciul, și robia, și legăturile diavolului, de acelea
nu ți-aduce aminte? Și gândiți-vă la un singur lucru. E foarte importantă influența străinilor. Ca adunături de... Când au ieșit evrei, au ieșit mulți atunci. Pe lângă evrei, doar nu au ieșit numai evrei. Au ieșit tot felul de nață și de rob și de roabe. Au fugit tot. Adunături de oameni din tabra lui Israel. Atenție! 1 Corinteni 15:33. Tovărășiile rele strică obiceiurile bune. Atenție la tovărășiile care le aveți, că ăștia vă duc pe voi în iad. Prieteniile astea păcătoase vă duc pe voi în iad. Și a venit cârtirea. Și după cârtire vine sora mai mare, răzvrătirea. Numeri capitolul 16. 4 bărbați se ridică împotriva lui Moise. Core, Datan, Abiram și On, fiul lui Peleg. On se retrage la timp. Core moare el, dar copiii nu. La Datam și Abiram mor și ei și familiile lor. În Deuteronom spune că eu cunosc duhul tău de răzvrătire. Eu răzvrătirea nu pot înțelege ca sentiment omenesc. N-are cum. Numai că e un duh de răzvrătire. Și așa spune că curvia, duh de curvie, da? Mica. Minciuna, duh de minciună, Împărați 22. Răzvrătirea, duh de răzvrătire. Sunt răzvrătiți aici în adunare? Nemulțumiți, cârtitori și răzvrătiți. Gândiți-vă mai la un lucru. Hai să facem un exercițiu de voință. Moise i-a mărât și spune: Core, Datam și Abiram, treceți în fața corturilor, voi, turmii și familii, tot copii, stați acolo. Și se duc acolo. Suținuți 250 de căpetenii care au ars de focul Domnului, numai că de el nu ți-l-o mai luat de la dânșă. Și spune așa: oameni buni, dacă oamenii aceștia mor de moarte bună, nu m-a pus Dumnezeu. Dar dacă se întâmplă un lucru nemai auzit, dacă se despică pământul și înghite de vii, ăștia sunt răzvrătiți. Și pe când vorbea Moise, se deschide, Domnule, pământul. Face o crăpătură mare, așa, o alunecare, de nu știu. Biblia spune că s-a deschis pământul și oamenii ăștia au început să coboare, așa. Și Biblia spune că au început să răgnească Datan și Abiram și nevestele și copiii țipau și se duceau așa în jos, se duceau. Evreii s-au speriat și au luat-o la fugă, spune Biblia. Băi, au început să fugă, cred că fugeau, călcau unul pe altul. Se duc acasă, le tremură dinți în gură. Stau de vorbă. Băi, ce s-a întâmplat cu Core, Datan și Abiram? Poți să dormi după așa o nenorocire ce o vezi? Și apoi vine următorul verset și spune: a doua zi, o nouă răzvrătire a poporului. Măi, poți să-i răzvrătești a doua zi iară? 15.000 de oameni au murit. Focul Domnului a trăsnit, o ars acolo, numai căldelnițele în cerușă. Și a doua zi, o nouă răzvrătire a poporului. Îi omenește asta? Nu. Îi drăcește asta. Atenție la ăia care aveți nemulțumiri, care aveți cârtiri și care aveți răzvrătiri. Astea nu sunt din Duhul Domnului, astea sunt de la diavolul. Hai să ne întoarcem la pocăință înapoi. Amin? Și apoi este o expresie în Scriptură că unii au pus vârf păcatelor. Au pus vârf păcatelor și evreii au pus vârf păcatelor. Exod 32. Vițelul de aur. Vreți mai mult decât atâta? Moise pe munte, 40 de zile, ăștia cântă, joacă, dansează, mănâncă, beau. Și când vine Moise, eu să vă spun, măi, ceva gălăgie în tabără, e război. Ascultă, Moise, nu-i nici glas de biruitor, nici de birui, e glasul unui popor care cântă și joacă. Și când vine, vede vițelul de aur și îi jucau acolo. Să-i supără Moise, trântește tablele și spune: băi, Aron, ce ai făcut? Și Aron justifică păcatul așa ca un copil de 3 ani. Ci că ei mi-au spus să fac un Dumnezeu, am luat aurul din urechi, din brățări, cercei, l-am aruncat așa în foc și-o ieșit vițelul ăsta. Voi credeți? Dar nici eu nu cred. Dacă era Moise, spunea: măi, Aron, tu crezi ce spui? Așa de ușor justificăm noi păcatul, că n-am vrut, că așa o ieșit, frate. Nu o ieșit, e premeditat, l-ai gândit, l-ai coptu mult până l-ai făcut. Nu o ieșit păcatul așa deodată. Dar asta înseamnă închinare la idoli, înseamnă idolatrie. Și mi-aduc aminte, fratele Gheorghe Lazar povestea că el, când s-a pocăit la Dobric, erau foarte severi. Și avea un cioban cu vârful muntelui cu oile. Și frații din comitet mergea din când în când la el să-l verifice cu pocăința. Și când ajunge, avea un chimir de la lat, bătut cu țânti tot, galbeni roși.
Și asta nu era voi la pocăit. Și îl întreabă fratele Gheorghe, mă, dar ce cu chimirul ăsta pe tine, cu brâul ăsta pe tine? De ce-l porți? Cât ai de gând să-l porți? Știi că nu-i voie? Dar ciobanul îi spune înapoi, îl mai ascund așa până moare Moise, că Aron o să le dea-i voie. Și uite așa începe pocăința noastră, știi ce nu e, ce n-avea voie bunicul meu, m-a spus că a fost 25 de ani condamnat, și ce n-avem voie în adunare la părinții noștri, intră lumea, strică, forțează ușa, așa, ca să intre, o leacă mai larg. Am predicat la Elim, la Timișoara, despre ușa cea largă și ușa cea strâmtă. Și le-am spus acolo o întâmplare, când m-am dus odată la o nuntă, nu eram invitat, m-am dus mai târziu la Bonou, știe, va intra Mirle și Mireasa în adunare, eu nici nu știam că-i nuntă. Și atunci am văzut prima dată rochii de Mireasă cu cerc de sârmă jos, așa larg. O rochie mare, eu mă miram cum distem, mi-a spus cineva că are o sârmă fierbeton pusă și stă așa rochia largă. Dar problema e că a vrut să intre în adunare și era deschisă numai jumate de ușă. Dacă ei tot au intrat frață pe ușa aceea și acum voia să deschidă partea a doua și nu mergea că era ruginit. O dus unul în patent, o șurubelniță, o zdrelină, deci nervos, nu s-a mai deschis partea a doua. Eu m-am dat de o parte și așa mă bucuram, Doamne, să nu-ți deschidă partea, Doamne, să stiei ușa ce e strâmb de acolo. Și una îi spune că e tot voia să intre în aniurea, să fie intre la altar, cum? Și nu pute, dar una deșteaptă îi spune, dă-te tu pe o parte. Și când s-o da pe o parte, o cerpui tot rotund și pe o parte. Și nu putea, erau comici tare. Și-a venit una isteață și-a ridicat așa rochea pe o parte și-a băgat-o și-a dus-o așa până... Și eu asta am predicat la Timișoara, cam așa e cu ușa strântă. Nu lăsăm tătiniresele să vii cum vreau ele în adunare, pocăință, știi? Și Moise-i mai ține, că vine Aron din urmă. Eu vreau ca Domnul să ne dea pocăință, frate. Amin? Și apurmează numărul 25, destrăbălarea de la Sitim. S-a făcut un concurs de frumusețe, Miss Moab. Și au luat fetele cele mai frumoase și mă uitam la băieții ăștia născuți prin cortul, printre nisip, numai cu nisip pe ochi și pe sprâncene, că era prin pustie și acolo pârlesc, fac rătare, fetele dansează, muzică, negativi, tobi, trompete și ăștia așa. Și le-a făcut semn și s-a dus și ei. Eu odată aveam un băiat bun în adunare și vorbea cu o fată nipocăită. Și i-am spus, băi băiete, ai grijă că aceea e nipocăită. Zic, frate Dragoș, e olimpică la română, scrie niște poezii. Bă, nu-i pocăită, bă, ți-a scrie niște poezii, tătă viața ai să reciți plângând. Și apoi o lăsat-o și s-o însura bine. Odată veneam de la o evanghelizare pe la 11 noaptea, trecut de 11. Și în stație la noi, un băiat din adunare, necăsătorit la ocazie. Făcea, eu trec, îl văd, dau înapoi, hai să Iisus. El mă întreabă, de unde vii, frate Dragoș? Băi, fă la o evanghelizare. Dar tu? El începe să râdă, zic că tot la evanghelizare. Și eu m-am oprit, zic, dar unde? Unde a fost evanghelizare? O zic, am eu o filistean, că mai merg și o evanghelizez, poate îți pocăiește. Bă, băiete, ai grijă, mă. O lăsat-o pe filistean, că n-o luat-o, e căsătorit în comitetul adunării, un om foarte pocăit. Dar acolo a fost un Miss Moab, fete frumoase, și a urmat dezmățul de la Sitim. Până acolo i-o dat la unul pe minte, lui Zimri, i-o dat prin cap, când bătrânii plângeau la corturile lor și când slava Domnului s-a arătat acolo. Zimri s-a dus și-a luat-o pe Cobzi, fata unei căpetenii, și-a păcătuit cu ea, Domnul, în fața poporului. Și-a trebuit să vină Fineas, preotul, băiatul preotul Eleazar, și-a înfipt așa o suliță și i-a străpuns pe amândoi și-a murit acolo. Și s-a oprit urgia Domnului. Cât ne însemțări la unii, nu? Cât dezmăți! Asta, evreii care au rătăcit în inima lor. De aici a început rătăcirea lor. A început prin neîncredere, oare Dumnezeu cu noi, prin sentimente din asta, de nemulțumire, de cârtire, de răzvrătire, și a propus vârf păcatelor. Eu aș dori ca Dumnezeu în ziua de azi să ne dea pocăință, frate. Amin. Și dacă cineva a verificat inima lui și vede că e ceva, nu-i bun, că e în pericol de rătăcire, hai să ne întoarcem în ziua de azi înapoi. Ca pe urmează, și închei predica, că a trecut timpul, urmează reacția lui Dumnezeu și spune, m-am dezgustat. Băi, să spună Dumnezeu că s-a dezgustat de tine,
născut în pocăință, crescut, trăit, venit la adunare aici și la urmă când îți vede Dumnezeu cum te îmbrăci, când vede Dumnezeu cum vorbești, când vede Dumnezeu la ce te uiți tu, să spui, m-am dezgustat de neamul acesta. În Ieremia 15:6 spune Dumnezeu, și tare m-a durut, o că sunt sătul de milă, gata, vreau să te nimicesc, m-am săturat de milă. Apoi să sature Dumnezeu în dreptul nostru de milă să ne nimicească. În Apocalipsa 3:16 parcă spunea, o, dacă ai fi rece sau un clocot, dar fiindcă nu ești nici rece, nici clocot, am să te vărs din gura mea. Asta e sinonim cu vomit. Când cineva varsă din gură, te vomită. Am fost în inima lui Dumnezeu, am fost în ființa lui Dumnezeu, ne-a purtat Dumnezeu în brațe și din pricina rătăcirii din inimă, spune că te vărs din gura mea. Asta e stare de oameni pocăiți. Eu aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să ne întoarcem înapoi. Și apoi vine pedeapsa lui Dumnezeu și spunea, vedeți dar că n-au putut să intre din pricina necredințelor. Închei cu ultimul gând. Noi tratăm călătoria evreilor la modul general, ca națiuni, ca nație. Dar putem lua și particularitățile. Vorbim de un Core care a murit acolo. Vorbim de un Zimri care a fost ucis cu sulița acolo. Vorbim de trupurile moarte care au fost așternute în nisip. Dar vorbim și de Iosua, vorbim și de Caleb. Că într-un sens mântuirea colectivă prin biserică, dar într-un sens mântuirea individuală. De aceea vă îndemn pe toți, surori de aici, frați, păstrați-vă voi curați înaintea lui Dumnezeu. Păstrați-vă casele și familiile curate. Și vă rog, frați de la Roda, păstrați adunarea asta curată, așa cum e adunarea Domnului. Amin? Și apoi, în modul general, am vrea să ajungem toți. Dar în mod particular eu vreau să ajung și închei, recitind încă o dată versetul 12. Luați seama, dar fraților, ca niciunul din voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă care să ne despartă de Dumnezeu cel viu. Amin.